Asta a avut ca scop, e un scop mai vechi, anume acela de a achiziționa o mașină accesibilizată cu care să putem ajuta persoanele de genul acesta, care se deplasează greu, care nu au posibilitatea de a circula așa cum circulăm noi, să se poată deplasa acolo unde și-ar dori să fie. Uneori orașul nu este atât de favorabil pentru lucrul acesta. Mai sunt multe de rezolvat. Și în privința aceasta dorim ca să fim așa o legătură, o punte între locul unde vor să ajungă oamenii aceștia și domiciliul lor. Și atunci vrem să fie un taxi pentru persoane, strict pentru persoane cu dizabilități, un taxi care să, prin programări, să poată să-i ajute să fie acolo unde nu reușesc. Poate veți întreba, dar există servicii de taxi. Da, există servicii de taxi, dar serviciile de taxi nu-și fac timp atâta cât trebuie unei persoane cu dizabilități. Nu știu dacă ați observat, locurile pentru persoane, pentru parcare, pentru persoane cu dizabilități, pentru mașinile, sunt mai mari un pic. La fel, timpul alocat pentru a duce în condiții bune, în condiții de siguranță, de și emoțională, e vorba și de un confort emoțional al persoanei cu dizabilități, înseamnă și un șofer care să aibă răbdare cu el. Și atunci trebuie să fie ceva special. Și de aceea ne-am gândit la serviciul acesta. Dorim ca să devină un vis care să se împlinească. Și avem încrederea aceasta. Vă mulțumim că ați participat. Am vrea ca să-i mulțumim Brigitei și lui Otilo pentru faptul că au organizat, deci ei au fost organizatorii principali, noi am fost doar așa cu dar deși și-au trudit pentru lucrul acesta. Vreau să mulțumim familiei Boroș pentru participare, deși și-au participat și vreau să vă spun că sunt prezenți în foarte multe locuri din orașul acesta, sunt cunoscuți în foarte multe biserici. Dacă ați observat, aici nu suntem o confesiune anume. Sunt din mai multe biserici și mai multe confesiuni. Noi nu avem granițe în ceea ce privește confesiunea sau abilitatea sau dizabilitatea, nici ceea ce privește naționalitatea și așa mai departe. Deci nu există așa ceva. Și ne-am simțit de totdeauna bine împreună. De asemenea, îi mulțumim lui Nelu. Mulțumim voluntarilor care s-au străduit tot timpul și chiar și în ziua de astăzi ca să aducă pe cei care nu pot să... Noi ne avem mașină, apelăm la voluntari deocamdată. Este vorba de Geta Isoc, este vorba de Ivi Bodea. Mulțumim Ioana pentru eforturile tale, că vrei să fii o secretară așa cum trebuie să aibă o asociație și ai un viitor, sper, în privința aceasta. Mulțumim sponsorilor, mulțumim tuturor celor care doresc să ofere pentru ca să fie parte din acest proiect și mulțumim și lui Mircea Bratosin pentru efortul de a înregistra și de a fi la masa tehnică, lui Adi Mihăieș de asemenea și Presei pentru că ne-a făcut un mare serviciu. Da, un mare serviciu, da. Deja să știți că am început să primim telefoane, oferte pentru mașină. Acum n-am știut ce să spun, că deocamdată vom vedea ce se strânge. Pentru încheiere. Mulțumim, domnule Cristi Roșu, și vreau să ne rămânez o diplomă și lui, ca și președinte a asociației, dar vreau să fie aici. Mulțumim și lui Nemo și de asemenea să rămânez fiecărui copil și participantele de amintire. Mulțumim frumos!
Și am să noi chem pe rând copiii aici în față, ciclă Elias. Puteți să rămâneți copiii aici sus.